Noul val de caniculă pune în alertă sistemul medical, în special pe cel de urgență. Solicitările la serviciul de ambulanță București-Ilfov sunt deja în creștere cu cel puțin 10%. Mai aglomerate se așteaptă să fie și unitățile de primiri urgențe din cauza valului de căldură. Cei mai mulți copii și vârstnici fac insolații, liptomii, deshidratări severe. Afectați sunt mai ales cei cardiaci care au probleme cu tensiunea, dar și toți cronicii. Dacă aveți crampe sau dureri musculare, greață și vărsături sau durere de cap pulsatilă, atunci este nevoie să treceți la un loc răcoros. Faceți un duș, beți apă și măsurați-vă temperatura corpului. Insolația netratată la timp poate duce la afecțiuni ale sistemului nervos sau la alte afecțiuni grave. De aceea este bine să sunăm la 112 dacă simptomele nu trec. Până la sosirea ambulanței putem acorda primul ajutor. Așezați persoana într-o poziție întinsă la umbră cu picioarele ușor ridicate și ajutați-o cu lichide la temperatura camerei. Foarte important, nu administrați medicamente. Când afară este cald, ar trebui să bem mai multe lichide decât ne indică senzația de sete. Creșteți cantitatea de lichide pe care o beți, indiferent de nivelul de efort. Ba mai mult, dacă practicați vreo activitate fizică intensă, beți 2 pahare până la 4 pahare de lichide la fiecare oră. Evitați băuturile care conțin alcool, deoarece acestea vor face să vă pierdeți și mai multe fluide. În zilele viitoare, vremea va continua să se încălzească, iar disconfortul termic va fi tot mai accentuat. Astfel că România se va afla sub influența unui nou val de căldură intens și de lungă durată, relatează Antena 3.ro.